Suedia s-a răzgândit și va susține aderarea României la spațiul Schengen. Socialdemocrații suedeze au transmis că acum sunt de partea noastră, chiar dacă inițial votaseră în Parlament împotriva aderării. Anunțul a fost transmis de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, care i-a mulțumit socialdemocratului Ardalan Șecarabi pentru noua poziție. Vă mulțumesc mult, domnule Ardalan Șecarabi, pentru declarația pozitivă pe care ați făcut-o astăzi în legătură cu aderarea României la Schengen după conversația foarte bună și plină de înțelegere pe care am avut-o pe 22 noiembrie. Aderarea României va face Uniunea Europeană un loc mai sigur, a transmis ministrul în mediul online. De cealaltă parte și Șecarabi a ținut să-i mulțumească lui Bogdan Aurescu. Mulțumesc pentru dialogul excelent și cooperare. Schimbul de replici dintre cei doi oficiali are loc după ce socialdemocrații din Suedia și-au prezentat în spațiul public susținerea pentru aderarea țării noastre la Schengen. În acest context, suntem pregătiți să susținem o poziție suedeză care să deschidă calea pentru extinderea spațiului Schengen pentru a include România și Bulgaria. La începutul acestei toamne, Partidul Social Democrat din Suedia s-a opus aderării celor două țări la spațiul Schengen. Motivul a fost că nu au văzut valori de impact din partea autorităților relevante cu privire la modul în care a fost afectată, printre altele, lupta împotriva criminalității. După discuția cu ministrul Aurescu, însă poziția lor este una diferită. care a adăugat însă că socialiștii suedezi vor continua să spună nu propunerilor UE dacă vor considera că lipsesc analize solide cu privire la modul în care sunt afectate interesele suedeze.